Loret este alături de noi în această dimineață la Star Matinal. Bună dimineața! Ce faceți? Noi facem foarte bine. Cum te-ai trezit în această dimineață? Foarte bine. Astăzi m-am trezit de dimineață, de dimineață m-am trezit că a trebuit să fac micul dejun, să duc pe Serena la grădiniță. Ați mai cântat în mașină? În ultima perioadă să știi că nu am mai cântat, pentru că nu prea am mai avut timp, că am fost eu foarte, foarte ocupată. Însă Serena merge la pian în fiecare săptămână, are de două ori lecții de pian și merge și la balet și la pian. Deci și mai cântăm când avem timp. Și o duci peste tot, ești o mică coacte în regulă. Da. De dimineață până seara. Exact, așa. Acum cât chiar că mai am și în regulă. Eu, să știi, chiar că coacte în regulă, pentru că am reușit să câștig și custodia fetiței, sunt foarte, foarte fericită, mi-a venit acasă și documentul în plic, l-am deschis, ne-am bucurat, am sărit în sus pentru că putem să plecăm la Disneyland. Da, ea este cea mai fericită. Adică poți să ieși, da, poți să pleci în străinătate, da, ca și nu mai fără trebuie acordul aprobare tatălui, da, pentru că este foarte am câștigat custodia exclusivă. Și acum putem să ne plimbăm în toată lumea unde vrem noi. Și sunteți o familie, da, fericită. Da. Dar tu pe plan personal cum mai ești și cum mai decurg lucrurile? De când foarte ești bine pe plan personal. Ai văzut ce să scrie în presă? Loret divorțează, da, Loret am văzut. Depresivă, Loret supărată. Nu sunt depresivă absolut deloc. Nu am de ce să fiu depresivă, pentru că Dumnezeu așează lucrurile în viața fiecăruia dintre noi așa cum trebuie să fie, și eu cred că fiecare om din viața noastră, a fiecăruia, are un rol și are un scop. Mihai a avut rolul de a fi tătic pentru fetița mea, soțul meu cine știe ce rol mai are și așa mai departe. Dar, Loretta, toate aceste zvonuri privind divorțul, presupusul divorț de soțul tău, pornind de la faptul că ziarele scriau că Ciprian este, se simte foarte rău acolo în spatele gratilor, că traversează o perioadă foarte grea. Tu te duci des la el. Cum este? Cum îl ajuți să treacă peste? Îl ajut așa cum pot și eu. Este o căsnicie, aș putea să zic, grea. Da, este grea, dar încercăm să fim alături unul față de celălalt. El alături de mine cum poate de acolo, eu de aici din libertate să-i fiu alături cum pot și eu, dar mai sunt momente tensionate. Sunt momente tensionate între noi cei care de suntem afară și... ar trebui să avem o surpriză cu toții, așteptăm. Mm-hmm. Da. Eu nu pot să vă spun cât mai are, dar foarte mult nu, pentru că acei 15 ani despre care s-au scris în presă este o pedeapsă doar în prima instanță și se face contestație. Eu nu mă pricep foarte bine, avocații se pricep, adică ei ar trebui întrebați. Dar el are încredere în tine, știind că tu ești în libertate, tu ești o femeie frumoasă. Da, na? Mulțumesc frumos, Răzvan. E și el, nu e gel multe ispite în jurul tău? Tu știi că el e acolo, e cu minte, n-are control. Da, sunt multe ispite în jurul meu, dar încercăm așa să ne tolerăm unul pe celălalt și să trecem peste. Păi sunt așa mici gelozii, dar îți dai seama. Dar, e un bărbat gelos, nu, nici n-ar avea cum asta. Da. Dar spune-mi cum i-ai explicat micuței prezența lui în viața ta și situația prin care el trece. Serena nu prea știe, ea este micuță acum. Dar simte, chiar dacă e micuță, mă gândesc că simte anumite lucruri. Nu prea simte ea, că ea este ocupată, acum este preocupată cu totul la altceva, cu grădiniță, cu pian, cu balet, cu jucării, implici, cu patrula cățelușilor, nu are ea treabă, nu. Este un copil atât de fericit și nu, chiar nu. Încercăm să o ținem așa departe de aceste probleme, exact, care probabil nici bine, nu sunt probleme. Din punctul meu de vedere, eu n-am nicio problemă. Știi, oamenii din jurul meu au probleme, dar eu n-am nicio problemă. Adică eu sunt fericită, eu mă plimb peste tot, sunt cu fetița mea, am terminat cu procesele, îmi iau și casă cât de curând, că am reușit, mulțumesc lui Dumnezeu, să-mi aprobe banca credit, adică lucrurile încet, încet Și unde vrei, tot aici în București sau undeva pe marginea Bucureștiului? Nu, aici în București. București cu capitale, am înțeles. Vrei casă sau apartament? Casă. Cu piscină, cu toate cele? Nici chiar așa cu piscină. O casă unde să fiu fericită, să fim fericiți. Să simți tu că este locul tău. Exact. Dar uite, cum a fost și cazul Cristinei Spătar, care și al Ginei Pistol, uite, și-au așteptat iubiții în închisoare. Și când și le-au părăsit, nu? Da. Nu te frică? Măi, asta este, dacă o să fie așa, știi cum e. Fiecare, Dumnezeu are pentru fiecare. Poate pentru mine are ceva, pentru el poate are ceva, dar eu zic că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Pentru că atâta timp cât oamenii sunt împreună la greu, de ce nu ar fi împreună și atunci cât
E bine, nu? V-ați gândit să faceți un copil atunci când el va ieși din spatele gratilor? Uite, o să ne răspunzi la această întrebare după, pauză. După pauză. Și tot după pauză o să vă spunem ce are Loreta aici în cutie și ce pregătește, ce afacere bombă. Ne întoarcem. Cu tine continuăm discuția cu Loreta și schimbările din viața da, ei. Apropo de schimbările din viața mea, uite, vreau să spun că eu sunt foarte fericită că am reușit să devin imaginea și managerul unei companii de telefoane. Sunt niște telefoane mai personalizate care se fac în Dubai și care sunt aduse aici de către cei din Dubai. Și uite, am venit cu o cutie neagră, așa vin aceste telefoane. Vreau să spun că sunt niște telefoane care se adresează unei categorii de oameni, pentru că nu putem să ne permitem ca toți așa să ne luăm, pentru că sunt niște telefoane mai scumpe. De exemplu, acesta care este aici în cutie este un telefon din aur de 24 de carate. Să nu dăm un preț exact, e vorba de numărul de... Nu dăm preț exact, lucrat cu o piele foarte specială și are o culoare foarte, foarte deosebită, dar în magazinul pe care eu îl manageriez, care se găsește în incinta unui hotel de lux de aici, din România. Detalii să găsiți pe pagina ta de Facebook. Da, detaliile găsiți pe pagina mea de Facebook, unde găsiți și magazin, unde găsiți și telefoanele pe profil pagina complicat, mea de Facebook. Laurete Atindehou. Păi da, dar numele te și de Loret și tu ai și Atindehou. Da, și Atindehou. Acesta este numele meu de familie. Ar trebui să scoți la Loret. Nu. Oamenii au învățat. Deci, cum spuneam, sunt telefoane care se sunt... Se pun și nistor? Și nistor, da. Care sunt încrustate cu diamante, cel mai scump. Nu vreau să dau un preț, dar cel cu diamante este foarte, foarte frumos. Este absolut superb. Telefoane cu Swarovski, telefoane din aur, tot cu un aur. L-am prezent. Să deschidem? Hai să deschidem. Hai, deschidem tu. Ia. Acesta este cutia, este o cutie, până și cutia este deosebită. Da. Așa arată. Să știi că am vândut săptămâna trecută două din astfel de telefoane. Da. Deci așa arată telefonul. Ai grijă să nu cumva să-l scapi. Nu. Te rog frumos. Deci dar poți să iei degetul. E aur, da? Da. E aur, aur. Aur, aur, da, lucrat cu o piele specială, nu poți să-ți din ce piele este, dar așa că cine dorește să aibă un telefon limită ediție limitată, să fie mai deosebit, mă poate căuta pe pagina mea de Facebook. Deci Loret, Nistor Atindehou? Da, sau? Da. Loret Atindehou, Nistor, da. Da? E bine. Da. Mulțumim foarte mult și te mai stăm cu mare drag la noi la Star Matinal și spor, da, vânzări. Mulțumesc, Doamne mulțumesc ajută. Să fie. Uite, vine acum și Crăciunul și Revelionul. Puteți să-i faceți iubitei sau soției sau amantei un cadou, un astfel de telefon. Și pentru amante? Că este și amante, de ce nu? Este un cadou mai special, să Așa știi. Este, da. Este un cadou mai special. Da. Mulțumesc frumos!